femeile evlavioase vor fi întotdeauna înceata cu vioaselor, nu cu vioasele noastre, cu fuste lungi, cu mintea puțin scurtă. Când mă refer la lucrul ăsta, mă refer la exagerarea în echipament și la relaxarea în comportament, adică devenim mai rigizi în ceea ce înseamnă uniforma și mai relaxați în ceea ce înseamnă doctrina și disciplina, și nu doctrina, ci trăirea, modul autentic de a fi. Dar în același timp vorbim de sfințenia femeiască, deci de nevoința pe care o poate face o femeie, și avem patericele pline, avem viețile sfinților pline, avem toate cărțile de învățătură suficient de tixite de femei egale în nevoință cu bărbatul, deci aici vorbim de egalitatea în lupta duhovnicească, dar în același timp găsim și partea adversă, deci partea inversă, ceata cu vioșilor, ceata mucenicilor, a mărturisitorilor, a ierarhilor, a sfințiților mucenici, cei care au hirotonia și așa mai departe. Nu pentru că Dumnezeu ar face o greșeală în cer sau nu i-ar așeza în anumite ierarhii, ci sunt puse ca noi să avem modelele în rândul cetei din care ne îndreptăm. De exemplu, un creștin bun este în ceata drepților. Când spui la moartea unei femei, nu spui în ceata dreptelor să o așeze, în ceata drepților, pentru că este vorba de locul unde stau oamenii care au dobândit sfințenia. Ei, aceste mironosițe de astăzi, pe care le cinstim noi după înviere, pentru curajul de mărturisire, pentru îndrăznirea de credință, pentru modul la care au abordat problema răstihnirii, morții, punerii în mormânt și a învierii lui Hristos, ele sunt întocmai cu apostolii. De aceea spunem Maria Magdalena întocmai cu apostolii, de aceea vorbim de Sfânta Muceniță Fotinii, care va fi și ea aproape întocmai cu apostolii, fiindcă a îndreptat tot siharul și l-a dus la Hristos la fântână, vom vedea în duminica cuvenită, și celelalte mironosițe. Curajul despre care vorbește Evanghelia și curajul despre care vorbim despre aceste femei este un curaj, cum v-am spus și în noaptea de joi la Deni, când erați plictisiți și obosiți, care nu vine dintr-o lucrare interioară, dintr-o pătrundere interioară. Deci mânate de dorul lui Dumnezeu și de dragostea și încrederea în El, l-au urmat orbește, riscând faptul că armata romană le-ar putea închide, le-ar putea pedepsi, sau socotindu-se faptul că sunt femei, puțin le-a păsat. Băi, suntem nenarmate, n-are ce să ne facă, doar vede că n-am venit la război. Dar se duc și stau la crucea lui Iisus. Se duc și îl iau de pe cruce, se duc și îl îmbălsămează, îl pun în mormânt cu Iosif din Arimateea, cu Nicodim, îl îmbracă în giulgiuri, stau și veghează mormântul, se duc dis de dimineață cu întrebarea pe care o știm retorică: suntem femei, suntem slabe ca putere, cum vom reuși să răsturnăm piatra de la mormânt? Și totuși, din lucrarea lui Dumnezeu și credința lor, piatra deja este răsturnată de înger. Deci vreau să scot în evidență faptul că deși suntem vii și n-am trecut în lumea de dincolo, relația cer-pământ, îngeri-oameni, Dumnezeu nevăzut și lumea văzută este posibilă. Prima dată îi auzim pe îngeri spunând așa: nu-l mai căutați pe cel viu cu cei morți. Obișnuiesc uneori în momentul când mai spune câte cineva Hristos a înviat să-l întreb, zic, da? Dă-mi un argument. Și se blochează. Deși ortodoxul nostru, care a fost la toate deniile și i s-a explicat pândelete. Primul argument că Hristos a înviat este mormântul gol cu cei doi îngeri care le spun femeilor: nu căutați pe cel viu cu cei morți, s-a sculat, nu este aici. Și îi dă destinația. Este în lumina cea pururea fiitoare, unde nu încape umbră de schimbare. Deci nu-L mai căutați pe Dumnezeu pe pământ. Unde găsim acest argument? Când începe postul mare, în prima săptămână, atunci când se citesc deniile seara la canonul mare, la Deni, când se face slujba canonului mare, când încep cele patru zile de nevoință, când se împărtășesc mulți,
Se citesc niște evanghelii seara la canonul mare, imediat în timpul vecerniei. La prima dintre ele, între Marcu și Matei, acolo spune: de vă va spune cineva că Hristos e aici, că Hristos e dincolo, că Hristos e în pustie, că e în cutare cetate, să nu vă duceți, că e o înșelare. Și ne spune: precum s-a suit pe norii cerului, așa va și veni, deci Hristos este în cer. Și aici am să vă fac următoarea distinție, să o aveți în minte. Hristos nu s-a înălțat într-a 40-a zi la cer, cum sărbătorim noi înălțarea astăzi actuală în calendarul liturgic. Hristos s-a înălțat la cer chiar atunci în noaptea de înviere. Deci în clipa când s-a răsturnat piatra de la mormânt și îngerul a dat-o jos, Hristos era de mult cu Tatăl pe scaun, împreună lucrător în treime. Că așa cădim noi Sfânta Masă, în mormânt cu trupul, deci era omul Dumnezeu. În iad cu sufletul, era sufletul omului Dumnezeu. În rai cu tâlharul, că trebuia să ajungă și ăla, că i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Pe scaun ai fost cu Tatăl, toate umplându-le acelea ce ești necuprins. Acele arătări sau acele pogorăminte sau acele deșertări care au avut locul și arătări prin ușile încuiate, la Marea Galilei, la mormânt Mariei Magdalena, pe drum mironosiților, vom vedea că el apare pe drum, el îi cuprind picioarele și îl sărute. Alea sunt, dacă vreți, revelații mistice și arătări dumnezeiești pentru a da curaj martorilor învierii să creadă în înviere. Pentru că Hristos și-a dat seama că cei 3 ani și jumătate de propovăduire publică nu sunt suficienți. La 40 de zile când s-a suit